Out and touch
God's reign. Even the phantom of the rain cast into the heart of the rain. Lift up the receiver and make you a believer. I will deliver you, no one will forgive you. Reach out and touch the pain. Reach out and touch the pain. Aplaudăm, nu doar pentru noi, ci în numele tuturor celor care stau acum acasă și au savurat aceste piese. Romulus, mersi, Vali, mersi. Ne-am reîntors pentru ultimele 10 minute bune din emisiune. I-am adus pe băieți înapoi, nu l-am lăsat nici pe blăduziște, nici să plece. Vă spunem de ce. Suntem la capăt de drum, un drum extraordinar de fain. Nouă ne-a plăcut fiecare zi, fiecare seară. Am fi vrut să aducem întreaga echipă aici. Dar la ore de astea din noapte, ori Serbus tot își face misiunea, ori Liga va ta montează. De numai că i-am mai prins aici, că am fi adus pe toți, pe tot dragul, pe toți ai noștri. Deci avem alături pe întreaga echipă tehnică, că vreau să le mulțumesc pentru un sezon extraordinar. Am început cu toții, tineri, proaspeți, am învățat pas cu pas, am crescut împreună, ne-am împiedicat împreună, ne-am ridicat împreună, am mers mai departe. Excelentă viață. Din toamnă lumea se va uita din nou la al doilea sezon din Liga Vasar. Asta e, fix asta e. Mă uitam cât de frumos te-ai vorbit. Ce-ți mulțumim? Nu-ți foarte mulțumim. Îmi place că ești cald și relaxat, asta e foarte fain. Da, se câștigă pe atunci. Corect. Știi cum e? După un sezon vine altul, vine și mai baban, spre satisfacția celor de acasă, evident. Cu mai multă muncă, cu mai multă implicare, că na, mai învățăm din greșeli, mai comentăm altele, mai... Na. Mă gândeam că ziceai că vine un sezon 2 mai baban, mai mare, eu știu un lucru. În sezonul 2 nu va lipsi muzica live din cazul de la Serbis Tortilli, facem un... Acum am hotărât. Și acum când i-am văzut pe băieții... Până acum a fost foarte bună și de fiecare dată când veneam la muncă, în propriu spus, muncă, mă surprindeam zâmbind pe stradă și venim cu plăcere. Va fi și mai fi din sezonul următor, va fi mai bine. O să dansez pe stradă, să alerg, să fug. Îmi pasă și țăgarul de bărbunul. Acum, o să fiu foarte sincer cu voi, cu cei care ne priviți, nu o să vă spun nicio noutate. După cum bine știți, e bine cu afaceri, că așa funcționează, mai la ce se face. Noi ne-am dorit de la Serbus Talk în acest prim sezon și asta am promovat de la început și asta am spus de la început. Vrem să promovăm lucruri care contează cu adevărat. Oameni care fac ceva, lucruri valoroase, evenimente care merită amintite. Ne-am axat pe lucruri cu consistență, nu doar cu formă. În același timp, alții au mers mai departe cu ale lor, cu cele care sunt în categoria pâine și cu Nu, vă zic, este sincer. Dacă din toamnă ne revedeți, dacă din toamnă vă veți revedea cu Serbus Talk, înseamnă că lumea care speram noi să se uită la televizor, s-a uitat la televizor și a făcut această bacă norocul audiență. Dacă din toamnă, Fidi cu Bogdan nu vor mai apărea pentru voi pe micile ecrane la Serbus Talk, Doamne ferește, nu, dar este nu tragedie. Înseamnă că am pierdut lupta cu senzaționalul, cu extraordinarul și cu filoțereală. Și cu da. Cuvântul ăla care începe cu mână, dar nu-i voi să-l zicem, dar cum spune noi de ce din... Da, ăla, cum nu, Doamne ferește, nu are nicio treabă cu asta, dar vă zicem ca idee. Eu sunt foarte încrezător că există lume faină. Uite-te oameni faini, uite-te la ei cum pun, uite-te la ei cum... Modern, exact, modern. Modern. Trivi ai o minte extraordinară. Mi-a plăcut oricum foarte mult discursul tău să fii, că mi-ai început să spui că televiziunea este o afacere. În momentul ăla am avut asta o chestie locată în plec. Parcă l-am văzut pe domnul Serbănescu, care vine să spune că, într-adevăr, economia națională este la pământ și din cauza ce să trebuie să ne mulțim foarte mult, să fie studion și să facem bani foarte mult, să fie o afacere, să fie pentru toată lumea, să fie studia, să fie doar patronat, să fie convidicat, să fie încredere dumneavoastră,
Deci v-ați găsit să mă ascultă pe YouTube. Cam așa e. Vreau să vă spun între timp, râdem din nu, cum alții primesc pe SMS informații, de exemplu, de la Radio Tudor din Zambaccean, de acolo, ne se transmite și noi, e vorba de Ioana Blondozaura, Ioana Botezan, colega de la matinal, de la referiții care deja sunt în vacanță, îi salutăm și în vizienii, că deja sunt în concediu. Și am primit un mesaj, pălărioara asta e a ei, am cules-o înainte de a intra aici la voi la Sebustoc, îmi scrie un mesaj de Ioana, zice, am căutat pălăria și o văd la TV. Asta e pălărioara ei, foarte tare, nu știu unde ai găsit-o, că eu am căutat-o în drag. O să ți-o lăsăm într-un loc foarte bun. Știu de numai de noi. Da. O să o găsești tu în sezonul 2. Succes! A, nu mă vezi de sezonul 2, fata are nevoie de avara. Vara nu doarme. Vara nu doarme. Unii vara nu doarme, alții vara nu mor. Dar știți care e culmea verii, da? Logic. L-am sunat pe corectă, dormesc. Da. Nu-mi spune asta. Stevie! Da. Ceva cuvinte? Ceva mulțumiri? Ceva nemulțumiri? Ceva... ceva care ar fi vrut să fie altfel? Aș fi putut să fac asta mult mai multe. Deci atât am încât pe vara asta, că nu vreau să-mi găsesc locul până în toamnă, când vreau să fac același lucru din nou, dar mai bine. Asta este, până în toamnă v-am face, noi avem câteva minutele în care știu că vecina m-a pregătit o surpriză, dar îi lăsăm un pic să-și tragă sufletul. Vreau să-i întreb dacă rămân și mâine în Cluj, mâine uite așa, să ne spune lumea în seara asta, să ne trimite mesaje, să se zică, băi, cu băieții ăștia vreau să avem o șpriț. Când o să aibă lumea ocazia să vă vadă pe voi din nou, din nou în Cluj? În mâine, românul? Sim, foarte mult. E cu bon de ordine? Blanca, nici nu mă gândeam altfel. Apropo de chestia cu domnișoarele, cu gândi să știi că o singură nemulțumită. Te rog. Păi, toate domnișoarele și toate fetele faine care au venit, au intrat pe după perdeaua aceea, nu ne-a lăsat ocazia să... să intrați. Să nu ne bați și pe noi puțin în culise? De după perdea. La cabine acolo? Nu știi ce se întâmplă acolo după perdea. Acolo, de acolo este mine, de acolo este oamenii frumoși. Din spate. Voi v-ați jucat tot timpul acolo, v-ați luat frumusețea destul, ați intrat direct. Hai că știți, ce vă tot trebuie atâta? Doamne, pacierim de box. Cortina, mai este și machiaj, mai este și machiaj, n-aveți nevoie. El își dorește foarte mult Cortina. Eu știu ce-mi doresc foarte mult? Cristina. Omul îmi experimente cu Cortina. Deci, omul, când te vedem, când mai vin Cluj, cum te aduce noi cu tine în Cluj? Așa de grav, de exemplu, din telefon și zice, omul, stai la o cântare cu noi? Te știi la făcut de suflet. N-am apucat să vă întreb pe voi, dacă vă gândiți la un album. Foto? Ne venim la un album, încă nu știm ce se conține. Oricum, ți-am bat și tocul. Ah, nici nu mă gândeam, adică nu mă gândeam la altceva, deși știu că v-ați descurcat. Dar mă gândesc la Samba și la Tobă și mă gândesc la câte o poezie din când în când. Da. Aici mai am stricat surpriză. Bun. Ce să zicem? Pentru că știu că veți avea o surpriză pentru mine și abia aștept că am auzit că e una de suflet. Mai avem vreo 4 minutele bune. Haideți să facem așa. Haideți să ne luăm un rămas bun, cu tot dragul. Vreau să vă mulțumesc tuturor cei care din 14 februarie până astăzi, în ultima zi a lui iunie, 29 iunie, a stat alături de Transilvania Luc și de astăzi tot împreună cu noi cu Sebustoc. Mâine la ora 5, vă reamintesc, Liga Avatare, super finala, în care cineva pleacă acasă cu 10.000 de ron și le dorim o vară minunată cu el. Tibi, vreau să spun că nu cred că ar fi fost cineva de care să mă bucur mai mult și care să fiu mai recunoscător pentru prezența alături de mine în fiecare seară din februarie. Sunt onorat și bucuros să te-am ca și prieten și ca și coleg de plată. Nu mă ajută cu cuvintele, așa că mă ridic. Mă ridic numai să vedeți că de drag ce ne purtăm unul altuia, știi pantofiori roșii ne-am luat la fel. Bine, ne completăm regi. Mă rog să vă uitați aici la pantofiori roșii îmbrăcați în mod
Nu, tu ai mai mare mărime ca mine? Nu, nu, suntem la fel. Nu știu, m-am speriat că am crezut că... O secundă, deci eu asta mi-am dorit foarte mult să fac, pentru că este misiune la care mă uitam și lor le-am spus... Mânca gem de prune, pătăr, gem de prune, aș vrea puțin, mulțumesc, aș vrea puțin așa pe final să încerc să nimic. Dragilor, oameni buni, nu e așa, suntem la Servostoc. Cum vă simțiți? Deci e mortal, omul e mortal. Să aveți o vară pe curte, să aveți o vară minunată alături de cine vă e drag, alături de Transilvania Lux și să ne revedem în toamnă, în această formulă, sau mai mare și mai frumoasă, iată spatele mici. Stai liniștit. În încheiere vreau să le mulțumesc foarte mult prietenilor mei dragi de la Sibiu. Mersi mult, Vali, mersi mult, Romulus. Și aștept surpriza de care tot îmi vorbiți, că vinul știu unde e deja la rece. Vă pupăm pe toți și vă spunem cu drag, fără de toți.